pentru a putea instala serviciul web, avem la dispoziție mai multe posibilități. Fie să dăm o comandă apt și să instalăm rând pe rând fiecare pachet software necesar pentru a oferi un serviciu web și a hosta un site, sau, cea de-a doua variantă, o să o folosim noi, în intermediul uneltei task cell. Unelta task cell, abreviere de la task selector, ne permite să instalăm colecții de pachete, colecții numite chiar task-uri. Unul dintre task-urile disponibile pe marea majoritate a distribuțiilor de Linux bazate pe Debian este celebrul LAMP-server, unde acronimul LAMP vine chiar de la Linux, celelalte trei de la trioul celebru format din aplicația Apache, server web, serverul de baze de date MySQL și interpretorul de cod PHP. Aceste trei elemente, împreună, bineînțeles, cu sistemul Linux care stă dedesubt, reprezintă un amalgam foarte popular care hostează astăzi un număr mare de site-uri în internet. Un alt task cell are și ea nevoie de acces în internet și, la fel, poate fi executată numai de către superuser. Avantajul folosirii unei unelte precum task cell este că ne degrevează pe noi de efortul de a găsi și a instala rând pe rând mai multe pachete software care sunt primite să lucreze împreună. Suplimentar, task cell se asigură că face un minimum de configurație în cadrul acestor aplicații, astfel încât ele să poată să funcționeze una cu cealaltă. Cu alte cuvinte, îi spune serverului web unde să găsească interpretorul de PHP și îi spune interpretorului de PHP cum să acceseze baza de date MySQL. Sunt o serie de elemente de preconfigurare pe care utilitarul task cell îl face pentru noi. Procesul de instalare durează foarte puțin, după care vom verifica faptul că aceste unelte au fost instalate cu succes în sistem și, dacă este cazul, urmează să le și pornim. După cum ați observat, procesul de instalare a durat aproximativ 2 minute și putem să trecem la a verifica faptul că aceste servicii sunt într-adevăr disponibile. Pentru că ne aflăm pe o versiune foarte recentă de sistem de operare bazat pe Linux, înseamnă că aproape sigur avem acces la celebrul System Control, comandă care vine la pachet cu utilitarul systemd și ne permite să vedem care este statusul unui anumit tip de serviciu din sistemul de operare. Și o să încep prin a verifica statusul serviciului web, denumirea Apache 2. Avem o serie de informații foarte prețioase în output-ul comenzii status. Cea mai importantă se află pe linia active 2 puncte, care ne confirmă faptul că acest serviciu este activ în momentul de față.
pe linia anterioară, un alt cuvânt cheie este cuvântul enabled. Un semn că această aplicație, că acest serviciu, nu numai este activ în momentul de față, dar va fi activat în mod automat și la următoarea pornire a sistemului. Un pic mai jos ne spune care este procesul părinte al serviciului web, asta este numărul procesului părinte, și cantitatea de memorie RAM pe care o folosește în momentul de față. Un pic mai jos, un alta sistem control ne oferă câteva rânduri din logul, din informațiile și notificările pe care le-a generat acest serviciu. La fel am să procedez și pentru serviciul de bază de date MySQL, despre care tragem aceleași două concluzii. Rulează în momentul de față și suplimentar este activat să pornească automat pentru următoarea putare a sistemului. Nu este însă suficientă verificarea pe care am făcut-o până. Vrem mai mult. Un alt LSOF, acronim de la List Open Files, poate fi folosită și pentru a investiga un tip special de fișiere care au legătură cu conexiunile la rețea și cu porturile pe care ascultă și pe care ne aflăm în momentul de față. Cu flagul minus inic de la internet și combinația de flaguri nimic pe mare care îl obligă pe LSOF să folosească exclusiv output numeric, observăm faptul că în momentul de față avem serviciul de MySQL care ascultă pe mașina locală, pe portul standard de MySQL 3306 și suplimentar avem serviciul Apache care ascultă pe portul 80, portul standard de HTTP. Avem însă o problemă care reiese din output-ul ăsta. Faptul că pe coloana protocolului, serviciul Apache pare că ascultă numai în IPv6. Acum, dacă folosim un environment care migra deja la IPv6, nu reprezintă nicio problemă. Însă, dacă în rețeaua noastră Enterprise nu avem configurat suport pentru IPv6, nu vom putea să ne conectăm la serviciul web. Trebuie așadar să ne ocupăm de configurația serviciului.